ce vede. Pe tine nu te vede, vezi? Nu te vede pe tine. Stai așa. Stai și tu drept acolo să văd cum... Stai, stai. Uite, sunt asta decentă. Ar fi... Și cu lavarele asta dintre crace mei ce faci? Ți-o pun. Punem. Deci ăsta e vlogul. Da. Ăsta e vlogul, boss. Nu, da. Ce vrei tu să mă întrebi? Asta... În momentul mie la Valera dintre picioare și îmi zici că mi-o pui. Asta e bine, că nici n-am plecat și... Trebuie să mai prindem o dată. Să fac ceva, trebuie să bat din palme, ca să facă sincronizare de sunet, tipul care montează, deci... Teoretic. O dată trebuie, nu de trei ori. Bine v-am regăsit! Nu e ce trebuie. Mă rog, o să facă un intro din chestia asta, cumva. Bine v-am regăsit. Ce termen de comparație? Da, mă uit la toaletă, că merg cu băieți. Pe tine nu se trebuie dacă e ea largă, dacă... Nu mă, dar să merg la toaletă și să mă uit așa la ăla de stânga când face pipi, n-am cum. N-am avut mirc și nu-mi fac poze dezbrăcate. Am înțeles, dar totuși adică, știi, cumva... nu o să te întreb cât o ai. Dacă ești curioasă să ți-o arăt. Sunt alături de Pepe. Salut! Ah, dacă v-aș saluta, o să vă lase băiatul care montează Instagram alea. Nu că n-ați ști că vorba aia dintre noi doi... Amă, că doi, sunt ușor de găsit. Asta zic, dintre noi doi, lumea se întreabă cine dracu' e asta. De ce, dar, mă, până la urmă ești pe canalul tău aici, nu? Cum se numește canalul tău? LOL RELAY. Ia, LOL e... RELAY? Da, dar pronunță legal. LOL RELAY. Ești bun. Ce, crezi că stau prost cu dicția? Nu cu dicția. LOL RELAY. Da, e o anumită plimbare a limbii. Am înțeles. În momentul, și foarte mulți îl despart. Pentru că... LOL RELAY. L-ai zis bine prima oară, lasă că o păstrăm cadrul ăla. LOL RELAY. Am înțeles. Da, vezi că face ceva la limba? E cu doi de lă așa și cu râh. Da, cât să vedem dacă oamenii știu ce să facă cu ea. Tu ai canalul LOL RELAY și acum facem o discuție liberă, vlog ceva, nu? Să spun cum am cunoscut cu tine, cum am ajuns, că nu te-am cunoscut la ziua lui Hector. Am cunoscut cu tine, dacă nu mă înșel, prima oară te-am văzut tot la studio la Repinon, nu? Mm-hmm. Când ai cumpărat piesa... În pasă. În pasă la... Tu nu știi că mai pasă de tine și că te mai văd prin casă și nu ești lângă mine. Tu nu știi că... Ale că... E ok, poate să intre și așa. Păi, textul e făcut de tine. Deci, da, piesa, cu contribuția lui Rălu la refren. Acum nu știu care cum, dar el mi-a spus din start, în momentul în care am ascultat piesa, el mi-a arătat-o ca și cum, ia uite ce piesă am, știi, eu căutam, eu eram într-o sesiune să... Știu că trebuia să iei altă piesă. Da, alte piese, ceva de vară, ceva cât se poate de energic, adică aveam alt film, m-am dus la Relu Studio, să văd ce piese mișto are, pentru că vreau să apropia vara sau ceva, sau nu știu, ceva mai fresh căutam, în niciun caz știu, o piesă știu, atât știu de profundă. Și printre altele am ascultat una, două, trei, cinci și zic, stai să-ți arăt ce am mai făcut, dar gen erau piese de ale lui, știi, dar uite ce am mai făcut. Dar nu că ți-a zis că psihologa lui a scris-o, nu? Nu, mi-a spus, băi, ce crezi, îți arăt o piesă și când ea a pleiat-o, deci am zis, stop, stop, a mea, boss, asta, și mi-a zis, nu, deși, băi, cum ți-a venit ideea să faci piesa asta, l-am intrat eu, și mi-a zis, ce crezi, textul e făcut de o gagică, de-aia zic, du-te, bă, dar aici n-are cum să gândească o gagică și să, bă. Și pe urmă te-am cunoscut pe tine și am zis instant, piesa asta e, zic, e făcută pentru mine. Deci am luat-o instant. Deci ai fost primul meu bărbat în ceva. Da? Primul bărbat. Eu te-am care... desverginat pe partea. Da, primul care mi-a cântat versurile. Deci, mă ții minte toată viața. Și e și primul bărbat cu care fac vlog. Serios? Serios, da, am mai făcut cu femei. Deci, iartă-mă, dar de două ori am mai fost... făcut de eu două invitat. Ori am fost primul, dacă mai ai vreo curiozitate, sună-mă. Mai ales că a fost bine primele a fost dăți bine, cu tine. Da. Știu. Mi s-a mai spus. Da, asta zic. Din păcate, sexual le-am satisfăcut mai pe toate. Pe toate, pe toate? Da. Zici tu. Nu știu cum e să ai orgasm oral. Am auzit că se poate. Se poate, da. Vorbești serios? Da. Am auzit asta de la o gagică, dar eu am crezut că face mișto de mine. Orgasm oral. Bine, orgasm din oral, nu orgasm oral. Nu, oral. Adică cum? Pe...
asta am zis și eu, e cum? Ea era cu niște de-astea, cu reiki, cu tantra, cu kamasutra, cu... Nu, asta nu. E o anumită poziție în care dacă ți-atinge în gât, nu știu cum... Să zică exact care e asta. Nu mai știu, e o chestie de acum 4-5 ani, dar... Recunosc că interesant, asta n-am știut, am înțeles că din oral, adică n-am fost eu atent la cum te-ai exprimat, dar ok. Bine, nici nu mi s-a întâmplat din oral, dar nici orgasm oral. Adică, uite, am două orgasme lipsă deja. Aici pe lipsă, rău de tot. Sunt pe minus. Da. S-a întâmplat vreodată ca o femeie să fie prea udă? Da. Da? Și ce faci în momentul? Îi spun. Îi spui? Da, dar la modul frumos, mamă ce te-ai excitat, da. Ești udă. Adică nu-i spun să se supere sau să se simtă prost. E excitant pentru voi când ea este atât de excitată sau nu? Păi depinde cât și cum. Dacă e găleată, băltoacă, nu mai e. Nu e normal? Da, vorbeam cu un tip, eu cunosc tot felul de ciudați, să știi că asta eu nu le inventez, mă jur că tot ce spun era. Care el credea că atunci când ea se udă atât de tare, are orgasm și o trimitea să se spele. Știi? Gen că a terminat și o să ia dragă. Deci femeia cumva n-ajungea niciodată la punctul ei maxim, că în momentul în care se excita mai una tare... Una e dacă ești de la început atât de udă și altceva e dacă te uiți pe parcurs. E diferent. Când e ok și când nu e ok. Mă, la când început trebuie okay. să fie udă, nu? Logic. Acum nu știu, că să știi că e diferit de la femeie la femeie, de la stare la stare, de la corp la corp, de la chimie, de la simț olfactiv, la ce vrei tu. Întreb pentru că... Adică sunt... niște lucruri care nu sunt la fel. Contează în funcție de om, în funcție de lumină, în funcție de muzică, în funcție de tot. Da, nu glumeam că nu, multe... Nu e o rețetă, adică nu se întâmplă aceleași lucruri identic, chiar dacă se întâmplă cu aceeași persoană și în același loc, mâine. Se întâmplă azi într-un fel, mâine altfel. E adevărat, logic. Știu că nu putem să generalizăm chiar n-ai absolut cum. Tot, dar... Eu încerc să lămuresc chestia asta în care femeile se întreabă dacă sunt sau nu bune la pat. E o întrebare pe care probabil și bărbații și-o pun. Și nu li se răspunde, că na, oamenii nu spun, mamă, ce nasoală ești. Nu mai caută, să știi, se întâlnesc cu unul și a doua zi nu mai caută, de exemplu. Și aia, ăla poate să nu mai caute din multe alte motive. Dar primul gând al ei e, n-am fost bună, nu i-a plăcut. Uh-huh. Și încercam să-l... E important să află și cum gândești tu și cum gândesc unele femei care nu pot gândi toate la fel. Nu am știut asta, că dacă nu mai cauți o femeie, poate să aibă frustrarea că ea n-a fost bună, nu și-a făcut... Dar e primul gând. Serios? E primul, da. Uh-huh. Mai ales dacă s-a și consumat actul. Dacă doar ați ieșit, să vă gândi la alte prostii pentru la care nu mai cauți. La ce s-a întâmplat, da. Corect. În schimb, dacă v-ați și tras-o, va fi, bă, n-am fost atât de bună, că altfel mă căuta să-mi mai treacă măcar o dată. Deși la noi sexul nu mai este tabu, din punctul meu de vedere este în continuare tabu, pentru că toată lumea răspunde diplomat. Toată lumea răspunde astfel încât să nu deranjeze pe nimeni, încât să nu-i afecteze imaginea, încât păi să... Păi nu e normal acum, stai să intri în toate cele. Păi da, e normal, dar pe de altă parte, oamenii realmente au curiozități pe bune, știi? La care nu se răspunde. Să scrie în privat. Da, dar nu am timp să le răspund tuturor în privat. Majoritatea răspund cu nu contează mărimea, importantă este să știi ce să faci cu ea. Am înțeles. Poți face o tocană excepțională, dar dacă n-ai destui cartofi, știi? Vezi, asta e părerea. Păi, dacă n-ai destui cartofi sau dacă n-ai unul mare? Că și aici e problema. Poți să faci mai mulți cartofi mici. N-am avut mirc și nu-mi fac poze dezbrăcat. Am înțeles, dar da, totuși adică, știi, cumva... n-o să te întreb cât o ai. Dacă ești curioasă, să-ți o arăt. Și după aia să le spun eu oamenii. Vrei să mergi pe încredere sau cum? Ce zic eu? Da, mă, nu, asta era ideea, că nu să te întreb despre cât o ai tu, dar bănuiesc că ai idee până la vârsta asta ce înseamnă una mică și una mare. Da. Da. Cât crezi tu că e una mică? Până în câți centimetri ar fi una mică? Din punct de vedere al unui bărbat, că din punct de vedere al unei femei știu. Cea mai mic, cât un buton de lift. Cât un moz de la bască. Uite, am ăsta. Ăsta cum se pare? Cât bucul ăsta al tău e una mică. Ai, mă, nu păi, știu, dar pe bune, nu dacă mă întrebi. E, Tena, mai du-te și tu. Unde trebuie să mai duc? Am fost peste mai tot și a fost asta. Mai informează-te, asta înseamnă mic. Cât da. S-o pierzi în palmă și în guriță. Am fost la un prieten care mi-a zis că a venit o gagică la el și a fost absolut horror. Deci a fost cel mai nasol act sexual pe care el l-a avut vreodată. Și a zis el asta? Da. A
Adică a încercat, stătea femeia într-o poziție capră pe care el nu și-a imaginat-o ca fiind vreodată vreo poziție. Adică nici dacă o avea de 50 n-avea cum chircită cum stătea ea să facă deci ceva. Deci a constatat că e animal, nu-i poziție. Da, ceva de genul. Dar de acolo mi-am dat seama că eu, și nu numai eu, sunt curioasă ce înseamnă o femeie care nu-i bună la pat. Care nu are chimie cu partenerul. Undeva, cumva, trebuie să existe o femeie bună la pat pentru cineva. Acum nu poate să fie bună pentru toți. Nu, dar da? E... Adică s-ar putea să se potrivească cu un tip care e la fel de încordat ca ea și să se simtă bine ei între ei. Sau s-ar putea să se potrivească cu altul care e total dezinhibat și să fie ciudată pentru unul care e încordat. Acum... Da. E de chimie, e de cum văd lucrurile fiecare, e de... nu știu. Vezi? Ești diplomat. Păi nu, dar nu ești diplomat. Eu ce știu că zic, evident că contează chimia. Dar trebuie să-și înveți o persoană, dacă îți place și vrei, o înveți. Pe da, bune. O mai, adică nu o trebuie mai să nască nimeni după... învățat, ar trebui să fie toate acum în filme, pe bune? Nu, asta zic, că am nici nu cred că e mișto multe din film. Da? Și învață? Dacă sunt ascultătoare, da. Asta adică am avut răbdare de multe. Da, și nu, și pe mine m-au întrebat oamenii. Am avut răbdare de multe ori, am explicat, explic bine. Că un om care nu se pricepe, ce șanse mai are? Zic, să învețe. Normal, repetiția, dar explici, dar trebuie să explici, trebuie să explici ce vrei, ce îți place, cum îți place, de ce, cum. Da, mă, da. Și se autodescoperă și ele la un moment dat, dacă e cazul, sau ei, nu? Dar vezi, bărbații, de regulă, nu că nu știu ce le place, dar nu sunt obișnuiți să spună ce le place. Doamne ferește, zic înainte să mă apuc de treabă. Nu, serios, chiar nu spun, adică nu, cum nu, spun, nu de ce sunt majoritatea, cel puțin... Adică n-ai primit niciodată indicații? Ei, eu da. Păi, în ultimii zic. 2 ani de viață am fost mai norocoasă, să zic așa. De ce? Păi, am primit, adică am avut parte și de genul ăsta de comunicare, dar când eram mai mică, nu exista chestia asta. Adică ăla se aștepta ori eu să intuiesc. Păi erau și ei mai mici. Nu, dacă tot. Te dai de unul mai mare, te învăța. Nu, uite, asta vreau să spun, că un tip mult mai mare, da, când eu aveam 22 de ani, am avut o relație cu un tip cu 14 ani mai mare dar decât asta mine. Asta nu înseamnă că el era și cel care trebuia să te învețe. Putea să aibă și 50 de ani, dacă nu te învăța, era nu că nu tipologia m-am bărbatului nimic. Care spunea, mamă, ce mișto și atât. Nici măcar, adică el era un tradițional ăsta convins, nu exista sex oral între noi, nu exista că urma la un moment dat să-i nasc copiii și să-i sărut cu aceeași gură. Păi și atunci ce vrei să te înveți? Să stingi lumina, să te bați supătru? Ceva de genul, păi, da, era... Și nu-i normal că devii curioasă la un moment dat de ce e dincolo de... Ba da, dar vezi, mi-aș fi dorit la momentul ăla să am pe cine să întreb, bă, e normal așa, bă, e... Dacă întrebai un bărbat, credea că te dai la el și îți explică el cum stau. Am observat, da, deci punctual n-am stabilit ce înseamnă când ea stă ca vaca. Că asta am observat. Ce vrei să-ți explic eu cum e una că stă ca vaca? Stă ca, efectiv, ca vaca. Nu scoate niciun sunet, nu sunete se... de vacă. Nu cred că dacă, face vreuna. Dacă tot dă ca vaca, scoate și sunete de vită. Mă, nu, că dacă zice mu, deci, ar putea să fie nu și e dacă mai... zice mu, schimb poziția. A, e mai dacă vrea ceva. Zic și eu, nu știu. Ai întâlnit? Ce? Vreo păcuță. Ce îți dai seama, mă, că ai dat, am dat de fel și fel păi de cum, că tu spui de la început cum vrei. Și ce s-a întâmplat? Ea n-a înțeles. Păi da, bine, am cunoscut și persoane care au fost mai inhibate sau mai încordate sau mai de ușor, și depinde acum. Te vezi odată cu un om și atât, că sunt și genul ăla de aventuri două noapte. S-a îmbrat și mie odată în viață. Dacă ți-a plăcut și ai ținut-o minte foarte bine, acolo poți fi cât se poate de dezinhibat, și dacă te vezi mai des, deja înseamnă că devine o relație sau semi-relație sau cumva o... Dacă repeți lucrul, înseamnă că ți-a plăcut, te vezi mai des. Da, asta v-am să întreb. Există adică un ceva anume care clar face trecerea de la dragoste la ură? Dezamăgirea profundă, știi? Când îți dai seama că e o chestie premeditată și a fost bătaie de joc tot ce s-a întâmplat cu sentimentele tale. Eu pot trece. Eu am sărit peste etapa asta. Urăște am cineva avut în prezent? Nu. Nu. Dar am avut momente în viață când, na, fiind mai tânăr, fiind mai... necopt la minte cum mă consider acum. Doamne, deci venea să dau cu ele de pereți. Da. Și totuși n-ai făcut-o. N-am știu făcut-o, că te-am întrebat într-o altă discuție, nu. Era o curiozitate de-a mea, am asta cu lovit femeile. Nu. N-ai făcut niciodată. Dacă aș lovi o femeie, eu am lovit niște bărbați în viața mea și i-am spitalizat instant, adică... Frumos.
cum să lovești o femeie? Mi se pare că important ca un bărbat să știe să se bată, dar cu un alt bărbat. Doar cu alt bărbat și doar cu unul mai mare, cu unul mai mic nu. Adică așa mi se pare logic, dacă tot te antrenezi să faci lucrul ăsta, trebuie să te aperi și te aperi de aia mai mari și mai răi, care par mai răi, că ăia de par răi și mari, nu sunt așa răi. Mamă, ce mă bucur că n-ai lovit nicio femeie. Eu am să am discuții. Păi dacă o loveam, era spitalizată total. Adică, știu, și nu ai, n-am cum să fac lucrul ăsta. Nu. Au existat certuri, discuții, au existat îmbrâncele, au existat genul ăsta, că n-am, aș minți. Totuși, dar atât, adică lovitură înseamnă să o lovești, nu să îi spui, hai bă, du-te de aici și lasă-mă în pace, că asta nu-i bătaie. În niciun context nu există, dai nici măcar o pană. Au existat situații în care au fost anumite nebune care au sărit fix în părul meu sau în ceva, să spună că au existat sifilitice de genul ăsta. Știu, am prieteni care au pățit. Și atunci nu poți să-ți folosești forța decât când ai suci mâinile și au împinge și să-i zici să iasă, să se ducă în gâtul măsii unde-i drumul ieși și să pleci. Că n-ai, asta nu înseamnă că ai bătut-o. Nu, aia se numește legitimă apărare și eu... Dar nu înseamnă, dacă dai în momentul ăla în ea când ești plin de spume, o, tu mi-ai finis. Cel puțin eu. Și atunci mai bine nu. Dar nu, eu mă întorsesem la sex, cu dacă niciun context nu-l am lovit în timpul partidelor. Da, când mi s-a cerut. Nu cred, n-ai făcut-o și că vrei tu, nu simți nevoia. Îți dai seama, e, na, ba, da, mă, da. Da, astea nu sunt să lase urme. Câteodată. Nu, lasă psihic. Lasă și urme fizice, dacă facem cum trebuie. Hai mă, că nu stăm să ne luăm la curele și la astea. De ce, ți se pare urât asta cu curele? Nu, dar nu poți să impui tu dacă ți se cere. Dacă ți se cere, zic, da. Care ar fi limita? Crezi că e ceva ce n-ar trebui făcut niciodată în pat, totuși? Că... teoretic, în dragoste și în război... Mă rog. S-o compar cu fosta. Da. Mi se pare prost. Și mie. Sau să-i spui lui, vai, cu tine mai bine decât cu ăla. Mi se pare că-ți moare instant. Mă uitam la un film porno, acum două seri, ca să vedeți câtă singură sunt. Mm. Și era, nu știu, Gagica la un moment dat îi spune... Nu mă uitam singură la film, tocmai mi-am să aminte, cu un prieten, fără să facem nimic, că eu am nebunit. Cum mă să te uiți cu unul la un film porno și să nu... Da, analizam ceva, îl învățam cum e treaba cu degetele și cu squirtul. Efectiv, era o lecție de sexualitate. Îl învățai tu pe el. Ia, nu eu, era un gagiu acolo care făcea niște treburi și în filmul porno. Și te confirmai că și tu simți exact cum explica aia. Cum? Mulți cred că degetele sunt astea, știi? Nu, nu eu, nu, astea, știi? E o mișcare. Așa. Nu? Da, ei, unii nu știu. Eu sunt conjurată de oameni mai mici decât mine, pentru că din frustrările mele mă ard ca o puștoaică, având 36 de ani în curând. Mulțumesc. Sărmână. Și atunci dacă o ard așa, în jurul meu sunt copii. Și eu sunt drăguță și le explic anumite lucruri. Da. Ei, și în filmul ăla porno, din filmul ăla a trecut în alt film porno, unde o gagică îi spunea uneia, e mult mai bine când te am pe tine în mine, nu știu. Da. Chestii de genul ăsta. Deci era fix o comparație, că acum că ai zis asta mi-a venit în cap. Și eu lui a plăcut și l-am și întrebat pe ăsta. E zic, mult mai cum bine când te am pe tine în mine, în condiția în care aveam un vibrator înainte sau ce? Nu, ea avea un iubit și îl înșela. Ah, ok. Deja când știi că e ea cu cineva și ți-ai asumat, logică te-a luat că își dorește mai mult la tine decât la fost toată. Și atunci cea, e ok? Nu cred. Cred că nu e deranjat totul. Da. Adică nu mi se pare deranjat. Ce ar trebui să nu facă niciodată o femeie la o întâlnire cu tine? Să nu facă și cum ar decurge după aia? Deci sunt două întrebări. Să nu facă și ce ar fi mișto să facă. Depinde ce întâlnire ar trebui să am și cu cine, ca să înțelegem. Hai nu să de avem business. Un scenariu. Ca să... Da, hai să facem scenariu. Că deci... un scenariu, că e important dacă mă întâlnesc cu tine, că avem un vlog, mă întâlnesc cu alta, că... Mamă, vreau să o cunosc mai bine cu alta. Nu, ați vorbit în online, ai văzut-o de cât îți place, ea te place, ăsta e contextul. Suntem singuri și suntem ne întâlnim singuri să ne combinăm. Și vă întâlniți să vedeți dacă ne și place. Verbal vă înțelegeți, nu numai înscris. Mă rog, și face to face există vreo chimie. Că chimia știi că o remarci doar când atingi pe cineva. Bun. Aia fizică. Da, da. Da, mă rog, și vă întâlniți, o scoți undeva. Cum ar fi ideal să decurgă și cum ar fi nasol să decurgă? În cazul meu? În cazul tău, da. Păi, prost ar fi să-și facă o poză cu mine și să o posteze instant. Da. Adică mi-aș da seama că m-am întâlnit cu o fană care își dorește să apară la televizor. Da, uite, vezi, asta e cu oamenii publici, de asta asta zic e că prima, e important da. Ce și cum, știi? Că dacă vezi că începe să își dea un check-in cu
nu știu, mi se pare că distarta baletul. Corect. Știi? Adică, în cazul meu. Am uitat să fac story cu tine. Nu e problemă, facem după. Așa. Asta ar fi o variantă, dar mai sunt. Adică poate facem nu știu, greșe. Se apucă să se îmbată, dau exemplu. Nu mă deranjează, dacă așa se simte bine, dar ce mă stau să iau de nevastă la prima întâlnire, dacă se simte bine fata și vrea să bea. Mai nasol e să se dea în spectacol dacă se îmbată. Una e să bei un pic și să îți exciți un pic creierul, să vorbești mai altfel decât ai fi. Da? Și altceva e să te îmbeți, să te urci direct pe mese și să înjuri lumea. Logic că nu știu cum să scap de tine, cum o faci de râs. Știi? Alege adică... un restaurant scump, nu mă deranjează. Comandă chestii scumpe, deși se vede că ea n-a mai fost acolo. A, e. Mă întreb cum e pentru prima dată. Ce rău dai este. Piept în piept cu caviar. Nu. Dar îți dai seama, mă, de cineva care face pe nebunul fără să fii, aibă cunoștință despre ceea ce se întâmplă, că nici nu știe să le pronunțe. Deci cea mai nasoală rămâne aia în care cea mai face proastă, poză, da, și nu numai poză, adică atunci sau check-in, îți dai seama repede când urmărește altceva decât să te cunoască. Știi? Bănesc că ți s-a întâmplat. Mi s-a întâmplat și să-mi spună, putem să ne vedem doar să apărem ca să fac și o publicitate, am întâlnit și genul ăsta de persoane. Care, uite, asta mi se pare mai ok. De mult mai ok, adică am simțit din 3 discuții, 5 discuții de-a lungul anilor că își dorește mai mult o publicitate, o promovare decât, știi? Și am întrebat, cu ce te pot ajuta? Mi-e simplu, te învăț eu ce să faci. Da, e urât și asta, dar mi se pare mai fair. E urât. Nu e, mă, deloc urât. Fii oamenii sinceri să... De la început ce vor. Așa. Oricum nu mă întâlnesc cu cineva care îmi scrie neapărat pe online și să stau și să-mi fac. Na, adică cel puțin în ultimii 15 ani n-am făcut lucrul ăsta. Nu. Bine, tu erai cunoscut și acum 15 ani, da? Eu și acum 21 eram. Eu din 99 pe piață. Chiar regres vreo secundă faptul că ești o persoană publică non-stop? Nu. Nu. Deloc, îmi place. Și m-am... autocorectat cu foarte multe lucruri, dat fiind faptul că-s nevoit, adică am fost nevoit, nu? Adică știi clar că oriunde te duci, în orice colțișor, dacă ai intrat în orice restaurant, orice benzinărie, dacă vrei să faci pipi la un copac, te filmează cineva, nu mai ești unul care s-a oprit, știi? Și ești, oamenii se pot lua ești după artist, tine. Ești artist, ești, da, nu mai, dar se miră lumea, se uită, uită, te, poate să te filmeze, poate să te posteze, bă. Știi, adică din start îți impune o anumită conduită, faptul că ești persoană publică. Da, dar vezi cumva, că în ultima, dacă te gândești, dacă nu te gândești, în ultima ești din club și vomiți în față. Mult acum, mai libertină treaba asta, adică toți încep să fie mult mai naturali. Unii abia încep acum să iasă și să scoată capul în lume, alții știu exact alții cum lucrurile și chiar dacă nu se mai fac lucrurile care se făceau înainte, și de presă, și de paparații, și de... Ai rămas cu o anumită conduită și o respecti. Am avut relații care au fost o tortură din punct de vedere emoțional. Adică am ajuns cu lipsa de încredere zero absolut. Nu am vorbit despre ele, că rămâi acolo. Eu zic să treci peste. Nu rămân, eu zic că le-am depășit, culmea. Da, se întâmpla să ele, nu le-ai depășit. Dă-le cum. Nu, e un fel de explicație pentru care sunt așa cum sunt în momentul de față. Până când te schimbă unul. Că totul nu te va schimba, nu te schimbi singură. Eu m-am schimbat singură, în 3 ani te schimba singură, dar nici nu ți-ai rezolvat problema. Ba în momentul da, în care vine un bărbat și îți rezolvă problema. Păi cum nu mi-am rezolvat? Adică de ce spui asta? Nu ți-ai rezolvat-o pentru că tu consideri că așa ești tu și gata, de altfel nu o să fii niciodată, că tu așa te construi. Nu, mă, nu, eu când consideram... te îndrăgostești, când ai de unul care te face altfel decât ești, că te schimbă toți total. Toți ne transformăm în momentul drăgostei, într-o variantă mai bună noastră de regulă. Într-o variantă cum își dorește celălalt și cum te da. Face fericită. Că nu știu da. Dacă e mai bună sau chiar n-ai de unde să știi. Mă rog, dar, suntem dar mai... te face fericită da. Pe moment. Sau pe... Și fericirea ne face o variantă mai bună păi noastră. Da. Dar nu dădeam acest exemplu că am trăit chestia asta. Am stat cu un bărbat care nu mai vrea să se culce cu mine pentru că, deși noi eram în continuare... Că nu îl mai atrag, că nu fac chestii, că să pun și eu un costum sexy pe mine, că să... Dar era bine că spuneam totuși ce ai de făcut. Da. Era mai nasol că sunt cazuri când nu mai vor să aibă activitate sexuală, dar nici nu spun de ce. Mă, la noi problema nu eram eu și am sezizat asta târziu. Faptul că noi aveam, eu îi permitam lui să culce cu cine vrea, știi? Adică era ok. Și poate nu e bine nici așa. Cred că nu e bine, am făcut asta pentru că nu eram convinsă că eu singură merit un bărbat întreg, știi?
De ce? Păi e la tine problema în cazul ăsta. Asta spun, ajunsesem cu încrederea la pământ. Și dacă vrei să-i faci un gest odată, legai la ochi și aduceai una de față cu tine, că tot ești nenorocit. Am încercat și varianta asta. Una e să-i faci surpriză odată. Atunci, dacă el a înțeles că trebuie să ia de nevastă pe una de ea, adus-o, da, să o babardească odată. Eu n-am mai ajuns la actul ăsta, știi? Adică s-au grăbit un pic. Nu mă trebuia să... În fine, deci dacă tot ai jucat-o așa pe pervers, trebuie să joci așa, să-i faci tu surprize. Bă, n-ai voie cu altele decât când ți le aduc eu. Puteai să mergi pe ideea asta și să vadă în tine această... Nu știu, eu îți dau un scenariu tembel, probabil, sau ciudat pentru unii, dar real pentru mulți. Da, asta era fantezia mea asta cu un cobagică, că mie cu doi nu mi-ar plăcea de nicio culoare. Și atunci... Nici mie nu-mi place cu un bărbat și cu una, mie îmi place cu două, ca idee, sau mi-ar plăcea dacă ar fi să fie, că na, nu e. Da, și eu am vrut să-mi îndeplinesc pe asta, dar normal conta să-i placă și lui. Și atunci noi aveam un bar pe vremea aia și intrau multe cliente și întrebam aia, știi, și eu era treaba mea să le cucere. Și am găsit într-un final o domnișoară și... Până să se petreacă în trei, s-a petrecut în doi și... Și au rămas împreună. Asta e bine. Deci tu i-ai ales-o. Da. Sunt o pețitoare bună. Port noroc. Dar ziceam aia cu punești tu un costum pe tine și nu știu ce. Îți dai seama că dacă încrederea mea era la pământ și știam că ăla e rolul meu, să pun aia pe mine și să-l cuceresc, când am ieșit... Era bine totuși că spunea, acum pe de-o parte, pe de-altă parte contează și cum ți-o spune. Dacă spune, pune-mă și tu un costum pe tine, măi, că nu-mi place, așa, îți rupe creierul și nu-ți mai place și nu mai vrei să faci. Dacă spune, mamă, cât de bine e, nu, abia aștept să spui și costumul ăla, cred că o să fie bombă. Deci acolo ți-o dă altfel, știi, evident, abia aștept să... Da, de... contează cum o spune. Nu, el a spus la modul, nu, spune oricum, da. Costumul ăla, că nu mai merge. Și am încercat, știi? Am ieșit eu într-un costum de ăsta, nu știu, de școlăriță, nu mai știu dracu mi-am pus pe mine. Dacă o stângăcie, adică eu nu m-aș fi... Nu că erai școlăriță, erai și virgină. Erai de toate. Ceva rău. Emanam orice în afară de sex appeal, știi? Eram super rușinoasă și de-ai seama când am ieșit ăla, m-a luat, păi cu atitudinea asta, mă rog. Numai că nu mai am problema asta și se vede. E bine că nu mai am, glumit. Nici mie nu vine să cred nivelul de evoluție, că eu consider o evoluție majoră. De la aia care a ieșit în tocuri și costumaș căcată pe ea la propriu, la, mi se pare că acum eman sexualitate aproape în orice context. Dacă știi cum stau lucrurile. Da, adică mi-am recăpătat încrederea. Stima de sine. Despre aia e vorba. Dar pe vremea aia mă întrebam, sunt, înseamnă că nici nu fac sex cum trebuie. Adică e o fi vreo rețetă și eu nu. Nu e mă o rețetă, că nu e la fel pentru toată lumea, că e în funcție de bărbat, e în funcție de ce simți că are nevoie omul și să știi cât să dai și cum să dai în așa fel încât să fie mai mult decât să aștept. Majoritatea au chestia asta, să nu fac prea mult, să nu fac prea puțin, să, și repet, se termină actul, gagiul nu mai caută a doua zi, bine, acum ăștia nu te mai caută și pentru că s-au obișnuit cumva să fie ei, deci să-i cauți tu, mamă, ce bun ai fost azi noapte, să mori. Nu știu cum gândesc bărbații. Da, da. N-am o pasiune pentru căuta bărbații, deci chiar azi asta nu, o zic, gen, prins. Tot între noi cu nu o să intre, că vorbesc cu râd, da. Dar nu, ăștia s-au obișnuit să pun like, o reacție, dacă s-a întâmplat a doua zi trebuie să-i cauți tu. Ei caută confirmări, nu noi. E o dereglare totală, cel puțin ce văd eu în jurul meu. Poate în alte medii. Nu știu cum reacționează bărbații la... După prima noapte tu, da, o cauți sau aștept să-ți dai un semn? Dar la mine nu se întâmplă lucrurile așa. Fiind artist, fiind un om asumat, eu nici n-am cum să dau o rețetă clară. Pentru că eu am fost perceput întotdeauna ca un... Mulți au spus Latino Lover, dar eu am fost însurat toată viața. Da, cumva, familist. Știi? Eu am fost familist toată viața, miștocar, Caterin, că am vorbit întotdeauna în toate cluburile, în toate locurile, la toate concertele, am stat de vreo toată lumea. Ne-am catericit, am stat la spiritul, sufletul petrecerii, dar la capitolul dat din casă legat de aventuri, n-am ce să vorbesc, pentru că eu am fost însurat și voi fi toată viața. Cumva, mie îmi place să am... Să am relații, nu să stau să umblu din floare în floare, să explic eu cam care e rețeta. Las pe alții, că sunt o grămadă care cred că fac lucrul ăsta, da, bine. Deci. Și crede-mă că nu o fac bine. Trebuie să vină să-și mai... Eu știu, eu de asta fac lucrurile astea, că ei nu fac bine. Nu fac bine, nu. Ăștia dau senzația că ei sunt miezul, nu, o strică, sunt, da. Poate din punctul meu de vedere, poate pentru unele care sunt la început de drum, ele sunt încântate, da. Ele se deșteaptă într-un final.
Da, vine altă generație tot timpul din urmă și fiecare are treaba lui. Depinde ce își dorește fiecare. Mai nou și că ele nu-și doresc relații. Eu mai fac statistici de asta. Pe cum să-și mai dorească relații din moment ce nu mai găsesc, că și, sunt și foarte puțini bărbați asumați, care să fie și tinerei și frumușei și cu niște bănuți și să aibă o poziție socială, să te respecte toată lumea pe unde te duci, când ești la brațul lor și că, ce faci? Nu? Adică trebuie să le aibă cumva pe toate bărbați. Și vezi că sunt puțin bărbați, că mulți eu au trecut și pe partea bine. Alaltă. Atât de mult le-a plăcut să fie cât s-au îndrăgostit ei între ei, știi? Da. Adică, să fim serioși, că am rămas puțin. Adică asta eu mă bucur că pe care chiar am rămas puțin des. Bărbați. De ce e singură de 3 ani? Pentru că n-am cu cine, nu sfițoasă, nu pretențioasă. Bine. Le-am mai spus fetelor, bă, când dați de unul mișto, apreciați-l, mâncava-și gura voastră, că nu mai sunt puțin bărbați. Mă, eu chiar nu prea s-a întâmplat, dar dacă întâlnesc unul care are calitățile masculine pe care nu eu le caut, pe care majoritatea femeilor le caută, n-am cum să nu arăt aprecierea mea, respectul meu, mai ales că știu cât de cât că pentru un bărbat e mult mai important să fie respectat decât iubit. Foarte mult. Și asta o tot spun de câte ori am ocazia. Iar dacă el ajunge să facă ceva din ceea ce eu caut în lista mea de femeie, nu știu, îl văd în primul rând că e în stare să facă ceva cu mâinile lui și aici nu mă duc în zona sexuală. Îl văd capabil să rezolve ceva. El, singur. Păi eu aproape leșin. Știi, la modul de încântare, de n-am cum să nu-i dau omului ăla ce îi se cuvine. Acum, alte femei sunt încântate de altceva. Unele vor respect, altele vor libertate. Altele, știi, adică aș vrea o relație cu tine. Bă, sunt o grămadă. Dar să am totuși libertatea să ies cu fetele singură și să mă duc prin la mare, prin vacanțe, prin... Sunt, bă, oamenii sunt ciudați. Da, nici femeile nu mai sunt ca pe vremuri sunt să ciudați. Stea acasă și să te aștepte și să... Din păcate, și atunci nici ele nu pot pretinde să fii bărbatul ăla din 1900. Dacă care le întreb ce își doresc ele de la un bărbat, îți explică și atât de frumos încât te descriu pe tine într-un mare fel. Dar dacă le iei la ban mărus, după o săptămână s-o speriat. Dacă le pui relația în față și ești cum vor ele, ca au zis la început, s-o speriat. Pentru că ele de fapt își doresc altceva. Asta. Ele de fapt își doresc altceva. Și-ar dori așa dacă ar fi să fie la un moment dat, dar nu știu exact când să pună frână, știi? Da. Știi cum? Mai trăiesc un pic viață. Eu mai trăiesc un pic. Cam cât? Nu știu. Și după aia ce proastă am fost. Că l-am pierdut. Că sunt și faze de asta, adică eu am prieteni, rude. Nu, și pe noi, băi, ne frate, nu știu să aprecieze femeile, bărbatul mișto de lângă. Și ce crezi? Am prieteni, băieți. Vă mâncava și gura voastră. Au avut niște gagici și erau atât de îndrăgostite de ei și atât de cuminți și atât de miștoși și atât de... Încă zici, bă, boule, nu vezi pe asta că e leșinată după tine. Dacă o lași și o săptămână și nu o suni, e căcată pe aia când o bagi în seamă 3 minute. Și după aia au ales, dau cules, mâncați-și gura ta și au luat ultimele panorame, păi, îi nenorocesc. Păi da, și mă, ce crezi? Sunt total nefericit. Știu, dar de ce? Tu, că nu înțeleg. Ei nu vor, fetele bune și sunt la bărbat și la disperate. Femeie este reciprocă treaba, adică nu e. Deci fetele bune sunt văzute disperate. Dacă ești cu minte, nu îi pui mintea pe jar, nu îl faci gelos cu vreunul, bă, nu te consideră faceți disperată. Faceți, oameni buni, ce vă face pe voi să fiți fericiți? Dacă pe voi vă face să fiți fericiți, nu știu, echilibru, să stai să te uiți la un film, să stai în casă, să te ții în brațe, să te trezești, un sărut, un bună dimineața, dacă asta vă face fericit, faceți chestia asta. Eu îmi doresc lucruri simple de la un bărbat, îmi doresc doar că el să fie bărbat și să ofere oarecare stabilitate, că ăsta e rolul lui. În punctul meu de vedere, pui lucrurile astea și ți-aș dori din suflet să întâlnești o persoană simplă care să știe ce să facă cu mâinile ei, lui, și să te respecte și cam atât. Vezi după aia dacă îți mai convine. Te gândești că o să-ți pară plictisitor. Nu, da, o să mi se, da, pară, da, plictisitor. Da, nu. Așa mi se pare acum, nu știu. Jur, nu, mie mi se... Gândește că am stat 6 luni fără să am becul schimbat pe hol. Deși am prieteni în jurul meu, dar ei consideră că pentru asta sunt instalatorul sau pe dracu. Nu, mă, n-ajung la el. N-ajung eu. Sau trebuie să mut un pic șifonierul. Trebuie chiar familia, nu trebuie să chemăm pe cineva. Nu, asta nu înseamnă că vrei să te mint. Eu nu schimb becul în casă și nici nu repar mobila. Sunt pe cineva, în schimb am alte calități de bărbat. Nu o să pun niciodată femeia să facă. De ce n-ai schimbat tu becul? Să nu-l sparg când îl strâng în, pum, în braț. Nu, n-am, dacă n-am talent la asta,
Eu am talent. Desfaci să... borcanele, uite, până și asta. Bă, vine, frate, la tine, desfă și mie asta. Eu am nevoie. Dacă trebuie să desfac un borcan, îl desfac. Dacă mă pui acum să repar eu canapeaua că s-a rupt un picior, sun pe cineva, vrei să te mint? Sau dacă trebuie să a sărit siguranța, mi-e frică să nu mă curentez. Deci, dacă n-am treaba asta, n-am treaba asta cu tehnica asta, înseamnă că nu-s bărbat sau cum? Nu neapărat, păi, da. Zi mersi că poți să sun la orice oră din zi și de noapte pentru orice problemă pe cineva, să-l plătești și să-mi rezolve problema. Nu te pun pe tine să suni să plătești. E treaba mea. Eu rezolv orice. Ai nevoie de un tractor? Îți cumpăr un tractor, nu mă pune să-l construiesc. Pune, adică, da, de ce trebuie? Da, știu. Dar trebuie să îmi pierd eu, consum toată energia să încerc să fac ceva doar pentru a-ți demonstra că încerc. Bă, frate, o rezolv într-un minut. Atât timp cât îți rezolv problema, ți-o rezolv. Da, la urmă, urmă ai dreptate. Nu e atât de important cum rezolv. Că îmi place să tai eu lemnele, că îmi place să fac eu focul. Uite, că îmi place să gătesc, asta cu tăiatul lemnelor. Da, că îmi place să gătesc, că îmi place să spăl vasele, că îmi place să... Da, corect. Dar asta nu înseamnă că trebuie să fac o obișnuință din asta și de astăzi eu spăl pe jos și calc. Bă, frate, nu o fac nici eu, nu o faci nici tu dacă scade rangul, că oricum angajez o femeie că îmi place să miroși a parfum și să fii mișto ca femeie lângă mine. Dar dacă nu e femeia sau dacă avem invitați într-o seară, ești femeie. Da. Ești femeie. Că te ajut eu, că fac ei cu tot o altă discuție. Bun, fac o pană. Nu te sun pe tine? Trebuie să știu numărul de la serviciu. Da, mă sun pe mine și eu sun mai departe la serviciu. Vrei să vin eu să stăm ca doi proști lângă mașină și da, să ne pupăm. Să... Și ne pupăm. Da. Eu am și altă treabă, trebuie să mai și trebuie fac altceva. Da, înțeleg? Știu. Adică dacă s-a stricat, vrei să ridic eu capota, să facă lumea poze, ia uite, bă, pe și mecanic, pe să mor eu. Am ridicat capota. Nici nu știu să ridic capota la anumite mașini. Da. Tocmai de asta. Prefer să cumpăr mașini noi care sunt în garanție, am alte calități. Da, da. Să faci bani pentru mașină. Și să fac serviciurile la timp și în caz de ceva să am niște prieteni mecanici care să răspundă la orice oră și să mă ajute să-mi trimită un alt băiat dacă nu poate el și să vină băiatul cu salopeta și cu platforma dacă e cazul. Vrei să mă duc eu acum să... Nu știu. Nu știu să ancorez o mașină, să o urc eu, că sunt eu nebun. Eu trebuie să le știu pe toate. Păi atunci nu mai știu să fac altceva, nu mai am timp de mine. Eu am alte treburi. Ai dreptate, da. Nu, am dus eu un pic la extremă cu asta, cu să facă el cu mâinile lui, însă, da, e foarte important să poată rezolva. A, cu... Mergem la piață, eu car, frate, sau coșele. Exact. Eu le car. N-ai treaba aia, că zici, Dana, că nu trebuie să cari. Ferească Dumnezeu, eu car sau coșele, eu plim căruțul, eu... Asta nu înseamnă că tu... E dacă chestie te de putere dat... la urmă urmei, nu? Că da. Eu să car două baxuri. Dar la de ceva apă... ce nu mă pricep, nu mă bag. La restaurant bănuiesc că plătești nota. Și nu doar la restaurant. Ferească Dumnezeu. Dar cine vrei să plătească? Păi nu mai doar dacă nu încerc să plătesc care... nota și îmi spune că patronul nu e de acord, că a fost din partea mea. Total. Dar nu e cazul. Deci eu am plătit tot ce se poate plăti și de la alte mese, nu de la ale mele. Da, și asta este o chestie ar pe fi care culmea. Eu am experimentat-o. Adică eu de multe ori plăteam eu masa cu iubiții mei sau ceva. Și am iartă-mă făcut-o odată că, față de... E ok să zici odată, băi, te rog, eu vreau să dau eu o cafea. Asta, mi s-a întâmplat și mie odată, de două, de trei. Dar una e să dai tu un suc și atunci eu te invit la, nu știu, într-o vacanță. Nu mai fac și am învățat asta pe... nu din cărți, culmea, ci o cunoștință comună, nu o să dau numele. Mă rog, eram la... El a comandat de mâncare și eu am avut tendința, în momentul în care a venit băiatul, să scot partea mea de bani pentru mâncare. Băi, m-a privit într-un așa fel în momentul în care am scos portofelul, ceea ce pentru mine era obișnuință. Păi te-a privit exact cum meritai să fii privită, n-aveai de ce da, să faci. Am simțit că intru în pământ, zic. Doream să zic că căutam pe dracu un portofel, nu banii. Păi și da, mi-a pentru explicat, că este cât se poate de firesc. Da, că îl jignesc și dacă mi-a greșit cu ceva de fac chestia asta. Păi. Da, pare ca și cum, hai că eu îmi plătesc și plec. Nu știu, așa o iau și eu. Bă, ce aveți mă, datora asta? Cred că peste 50% dintre voi se uită dacă scoți portofelul să plătești, că își doresc Dumnezeu să vadă care, că faci chestia. Nu vreau să fac parte din aia 50% care se uită. Uite, dacă vreau să fac un sondaj, o să vezi cât consideră că ea trebuie să plătească. Măgar închiriat n-am fost niciodată. Ceea ce e foarte mișto. Deci n-am cum. Da, vezi tu, eu când spun asta sunt materialistă. Dacă am pretenția ca bărbatul să fie bărbat. Nu.
în a susține lucrurile de zi cu zi, mi se pare că e ceva fix firesc. Datoria lui, adică de pe vremuri. Nu l-ai pus să schimbe mașina, nu l-ai pus să-ți cumpere apartament și nici nu l-ai dus la nu știu ce magazine de firmă să-ți cumpere niște genți care costă mai mult decât chiria pe 6 luni la apartamentul în care stă. Bă, bune! Eu știu, mă, dar spun cum văd oamenii. Acum depinde, mă, și ce categorie adică, de oameni. Sunt unii care văd într-un fel, alții. Eu tot spun că din preistorie, din... Nu știu, ăla se ducea și aducea hrana. El asigura hrana, pleca 3 zile, vâna și venea cu vânatul acasă. Normal. Acum nu mai asigură ăștia hrana. Am tot spus, zic, bă, și dacă mă scoți la șaorma, că nu-s sfițoasă. Și costă 50 de lei. Ăia 50 de lei trebuie să-i ai tu mâncația și că ai venit și să ieși cu mine. Și atunci n-au dreptate când audă femei din astea de se consideră bărbați și să pățească ceea ce pățesc? Păi ei asta își doresc. Eu nu-mi doresc asta. Eu îmi doresc femeia să fie femeie și eu rămân bărbat. Dacă acceptă, bine, dacă nu, căutați bărbați în altă parte și luați-vă măgarichile. Păi bine, dar nu facem toți banii lui Pepe, că tu n-ai ieșit cu unul care face 15 milioane pe lună. Dar nici n-am avut pretenția când aveam 3 lei în buzunar să ies cu una care își dorește 1000 că stă cu mine. Corect, nu, dar înțelegi? Mie adică mi s-a m-am limitat întotdeauna, întotdeauna la cât am avut și cât am putut. Ce crezi că am avut tot timpul bani să merg în, nu știu ce, restaurant de fițe, că vorbim de restaurant sau nu știu ce, vacanță? Au fost momente când am împărțit un hot dog. Da, bănuiesc că niciodată la prima întâlnire. Bă, da. Adică ai ieșit pentru prima oară cu ea și ați plătit jumate-jumate? Niciodată n-am plătit jumate-jumate. Păi ai zis că au fost momente în care am împărțit unul, că am avut bani doar de unul, dar l-am plătit cumpărat tu. Asta zic! E diferență mare. Da. Adică te limitezi la cât ai. Bă, aș merge, dar momentan n-am bani. Mai bine e sincer, să mor eu. Lasă-mă să strâng bani și te duc la film. Deci n-am fost copii toți, n-am trecut prin asta sau cum? Sau mergem vineri și până vineri văd eu ce fac, nu stau să-ți explic că n-am. Mă dau ocupat joi, că abia vineri vine tata, știi? Să cer ca idee. Da? Deci am trecut toți prin situațiile astea când ne împrumutam de niște bani să ne plătim intrarea la ștran și când ajungeam să ne în gardul și păstream aia 3 lei, făceam altceva cu ei. Ți s-a întâmplat vreodată să simți că una s-a culcat cu Pepe artistul, cu Pepe om? Da. Și cum e? Mi-am făcut și o treabă la fel ca. Deci să crezi? I-am și cântat. I-am dat și i-am cântat. Dar de mult, mă, ce minte aveam. Ai mentalitatea unui om care ar trebui să fie fericit, de regulă. Eu sunt foarte fericit. Asta vreau să te întreb. Dacă... Eu sunt foarte fericit. Deci, dragii mei, ăștia am fost noi. În cazul în care v-a plăcut... Dați și voi acolo follow, like, subscribe, share, toate chestiile alea care le spun toți youtuberii. Dacă nu le-ați înțeles de la mine, le căutați la ei și după aia veniți și faceți la mine. Și bifați clopoțelul la mă, că e gratis. Da, clopoțelul, apăsați clopoțelul. E gratis, clopoțelul. Mă, deci dacă îți trimite notificări. Dați pe clopoțel acolo să vă notifice când mai fac câte o prostie de asta. Vă pup!